Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. A fost publicat proiectul codului funciar. Fermierii sunt îngrijorați de faptul că documentul oferă unde verde pentru companiile cu capital străin să devină proprietari ai terenurilor agricole. Cele mai noi tehnologii digitale din domeniul agricol au fost prezentate în cadrul târgului de inovații. Mai multe detalii la știri. Milioane de oameni. Acesta este numărul real al populației care locuiește în Moldova, atât la nivel național, cât și local. Cele mai noi tehnologii digitale din domeniul agricol au fost prezentate în cadrul târgului de inovații organizat la Bălți. 25 de companii care furnizează echipamente și servicii digitale în agricultură și-au prezentat tehnologiile la târgul organizat în premieră în Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Inno AgriFood Academy by ADMA. Astăzi în premieră organizăm acest târg de inovații împreună cu proiectul Tehnologiile Viitorului. Pe această cale le mulțumesc. Am adus o serie de companii din domeniul tehnologiilor informaționale care pun la dispoziția fermierilor, producătorilor agricoli, instrumente, soluții IT în vedere gestionării afacerilor. Aici vorbim atât de componente soft de programe, cât și de componente de hardware, de sisteme de monitorizare. Mai mult de 200 de agricultori din întreaga țară care doresc să-și modernizeze afacerile au participat la eveniment, aflând din prima sursă informații utile despre inovațiile de pe piață, precum și posibilitățile de finanțare a proiectelor de digitalizare. Venim cu o serie de produse financiare pentru fermieri în vederea implementării acestor tehnologii. Respectiv, avem un proiect sau un instrument financiar ce permite producătorilor agricoli accesarea finanțării la costuri cele mai competitive de pe piață. Adițional, vorbim aici și despre partenerii proiectului FTA care vin cu un aport de grant. În cadrul acestui târg vreau să anunț că proiectul Competitivitate și Reziliența Rurală în Republica Moldova chiar astăzi a lansat un apel de grant ce ține de implicarea tinerilor în transformarea digitală. Sectoarele țintă ale proiectului nostru este agricultura cu valoare înaltă, sectorul vitivinicol și turismul. Ce prevede acest apel de grant? Deci este destinat tuturor organizațiilor locale, instituțiilor de învățământ, asociațiilor de profil, asociațiilor de sector și vine cu scopul de a implica tinerii în transformarea digitală în aceste sectoare. Fiecare grant având un buget estimativ de 1 milion de lei. De la monitorizarea digitală a câmpurilor până la pulverizarea erbicidelor cu ajutorul dronelor sau irigarea inteligentă, inovațiile îi ajută pe fermieri, pe de o parte, să economisească timp și resurse, iar pe de alta, să crească randamentul întreprinderilor. Agricultura înseamnă inovație, tehnologie și transfer de cunoștințe. Tehnologiile de mult fac parte în viața fiecărui cetățean. Mai mult ca atât, deoarece agricultura este, cum noi spunem, coloana vertebrală a Republicii Moldova, considerăm că agricultura trebuie susținută în domeniul digitalizării peste tot locul unde se poate. Chiar dacă avem o emigrare a cetățenilor, o plecare din țară, oricum aceste procese vor aduce o valoare adăugată pentru calitatea produselor și pentru, spunem așa, volumul de producție
crescută de către agricultori. Dispozitivele mobile, analiza datelor, inteligența artificială, serviciile și aplicațiile digitale transformă agricultura în întreaga lume. În Republica Moldova, 65% dintre agricultori recunosc necesitatea de a inova afacerea lor, aplicând soluții de digitalizare și noile tehnologii, arată rezultatele unui studiu realizat recent de către ADMA și proiectul Tehnologiile Viitorului în Agricultură. Deoarece agricultura este un sector prioritar, noi am creat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare Agriculturii acest program de susținere a fermierilor în implementarea soluțiilor digitale. Noi, ca proiect, avem diverse programe de asistență, colaborăm cu mai multe instituții pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii și agricultorii. Proiectul Tehnologiile Viitorului oferă o componentă de grant în cadrul programului implementat de ADMA și componenta de grant va constituie până o sumă de până la 200 de mii de lei, care poate fi circa 50% din valoarea totală a finanțării a proiectului investițional. Finanțarea este pentru implementarea soluțiilor digitale, pentru automatizări, implementarea echipamentului inovațional care va duce la careva optimizări. Antreprenorii sectorului agroalimentar au acces la surse de finanțare în condiții avantajoase de până la 700 de mii de lei per proiect, cu porțiune de grant de până la 50% sau maxim 200 de mii de lei per proiect și pot beneficia de suport tehnic pentru achiziționarea și implementarea cu succes a tehnologiilor digitale, echipamente hard sau programe soft. După cum am și menționat, probabil chiar și la dumneavoastră în emisiunea AgriSmart, în 2023 venim cu această platformă InnoAgriFood Academy by ADMA. Reprezintă o platformă în care vom integra diverse module dedicate producătorilor agricoli. Pentru luna martie planificăm organizarea jocului agribusiness împreună cu partenerii din Germania. Urmează să facem un anunț și să colectăm aplicațiile în acest sens. Lucrăm la un MBA pentru prima dată în Republica Moldova, la un curs de management in business administration, în agribusiness, împreună cu Universitatea Tehnică din Moldova. Acum sunt în elaborarea curriculei și aici o să obținem și suport din partea altor ministere ale agriculturii din Uniunea Europeană. În luna septembrie sperăm noi să putem anunța cursul de MBA deja disponibil pentru studenții din Republica Moldova. Recent a fost publicat proiectul codului funciar. Asociația Forța Fermierilor este îngrijorată profund de faptul că redacția actuală a documentului oferă undă verde pentru companiile cu capital străin să devină proprietari ai terenurilor agricole. Articolul 21 din proiectul respectiv interzice dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole pentru persoanele fizice și juridice străine. Ori în text nu este nicio concretizare a noțiunii persoană juridică străină, alte acte normative ale Republicii Moldova stipulează că persoana juridică străină sau nerezidentă este considerat agent economic care este înregistrat și își desfășoară activitatea în afara Republicii Moldova. Astfel reiese că întreprinderile și organizațiile care sunt înregistrate în Moldova, dar juridic sunt controlate direct sau indirect de persoanele străine, vor avea dreptul legal să fie proprietari ai terenurilor agricole din țara noastră. Proiectul codului funciar nu conține nicio limită pentru acest tip de companii să aibă în proprietate pământ agricol moldovenesc, concretizează reprezentanții asociației. Atragem atenția că în prezent există norma legală din legea cu privire la prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, care prevede că întreprinderile cu investiții străine în capital social nu au dreptul să dețină în proprietate terenuri agricole. Însă după intrarea în vigoare a codului funciar, această lege urmează să fie abrogată. Forța Fermierilor categoric nu este de acord cu abordarea subiectului dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole propusă în proiectul Constituției Funciare și face un apel pentru o întreagă societate să analizeze riscurile pentru agricultura și satele noastre. Cerem de la autoritățile abilitate organizarea urgentă a dezbaterilor publice pe marginea problemei, atenționează Forța Fermierilor.
Totodată, organizația pledează categoric pentru formularea tranșantă și fără ambiguități a restricției pentru orice persoană fizică străină sau persoană juridică cu asociați, acționari străini, care direct sau indirect administrează entitatea să dețină dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole din Republica Moldova. Milioane de oameni. Acesta este numărul real al populației care locuiește în Moldova atât la nivel național cât și local, potrivit unui calcul realizat de Biroul Național de Statistică cu susținerea UNFPA și Swiss Cooperation în Moldova. Astfel, pentru prima oară după 30 de ani se cunoaște cifra, iar acest lucru se datorează adoptării metodologiei internaționale de calcul al populației cu reședința obișnuită, dar și a faptului că a fost calculat numărul persoanelor care pleacă și revin în țară. Potrivit datelor livrate de Poliția de Frontieră pe parcursul săptămânii trecute în punctele de trecere a frontierei, fluxul de persoane a constituit 271.497 de traversări, iar valorile traficului de mijloace de transport a prezentat un număr de 82.089 de traversări. Totodată au primit refuz de intrare în Moldova 278 de cetățeni străini, dar și 63 de mijloace de transport. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor reatenționează cetățenii să fie atenți de unde și ce produse alimentare cumpără. Alte 4.800 de kilograme de produse alimentare neconforme de origine animală și non-animală au fost scoase din circuit de ANSA în urma unui șir de controle planificate la 18 unități din domeniul alimentației publice și comerț din capitală. Potrivit agenției, inspectorii ANSA au depistat mai multe neconformități și încălcări grave ale legislației privind siguranța alimentară, și anume lipsa unui sistem de trasabilitate ale produselor alimentare, lipsa mențiunilor despre producători, produse alimentare cu termen de valabilitate expirat, starea igienică necorespunzătoare a unităților de alimentație publică sau lipsa controlului medical și a instruirii igienice a personalului și neafișarea la loc vizibil a informației pentru consumatori. În baza neconformităților depistate au fost întocmite 22 de procese verbale. Inspectorii ANSA vor continua acțiuni de control ale operatorilor economici din domeniul alimentar, conform graficului controalelor aprobate pentru anul 2023. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute înregistrate pe teritoriul municipiului Chișinău a scăzut și săptămâna trecută. Totuși, din cauza gripei, autoritățile locale rămân în alertă, potrivit lui Boris Gâlcă, care în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei capitalei a mai declarat că pentru a face față situației epidemiologice sunt necesare și niște acțiuni mai proactive și bine dirijate. Într-adevăr, avem o ușoară tendință de descreștere a infecțiilor respiratorii, pe când pe gripă rămânem încă în alertă și aici necesită niște acțiuni mai proactive și bine dirijate din partea autorităților de sănătate publică. În mare parte, noi continuăm procesul de vaccinare antigripală în municipiul Chișinău în baza acelei solicitări pentru un număr de vaccinuri adițional. În cifre, săptămâna trecută au fost înregistrate aproximativ 4.300 de cazuri de infecții respiratorii, circa jumătate dintre ele fiind înregistrate la copii. Totodată au fost înregistrate și 104 cazuri de gripă, iar 70 dintre pacienți au ajuns la spital, potrivit lui Boris Gâlcă, care de asemenea a adăugat că îngrijorătoare este și tendința de creștere a cazurilor de coronavirus. Săptămâna trecută în municipiul Chișinău au fost înregistrate, la fel, 104 cazuri de COVID și în continuare am înregistrat săptămâna trecută, atenție, 3 cazuri de deces din cauza COVID și patologiilor asociate. În acest context, rămânem îngrijorați. Pericolul COVID-19 îi pândește și pe cei mici, după cum a declarat Andrei Păvăloi. Am monitorizat evoluția situației COVID în instituțiile municipale de învățământ și vreau să menționez faptul că
În această săptămână confirmați pozitiv au fost 13 elevi și 4 cadre didactice. La ziua de astăzi avem 4 clase închise în carantină, în total 115 elevi. Cei care doresc să se vaccineze trebuie să știe că în Chișinău continuă procesul de imunizare împotriva gripei, iar vaccinul respectiv poate fi utilizat simultan cu vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2. Marți, costul benzinei va rămâne neschimbat, iar cel al motorinei standard va coborî cu câțiva bani după mai multe zile la rând în care prețul produselor petroliere din Moldova a urcat simțitor, informează Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, în ultima zi din ianuarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică a 95, 25 de lei și 66 de bani, la fel cât au plătit și în ultimele 3 zile. La rândul său, mâine, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 25 de lei și 13 bani per litru, cu 10 bani mai mic decât costul din ultimele 72 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021 cu 5 lei și 57 de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 8 lei și 86 de bani per litru în cazul motorinei standard. Pregătirile pentru cea de-a 20-a ediție a expoziției naționale fabricată în Moldova 2023 cu genericul fabricat în Moldova, fabricat pentru tine, sunt în plină desfășurare. Despre noutățile din cadrul evenimentului a vorbit Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cadrul unei conferințe de presă. Că oferim agenților economici din Republica Moldova a două pavilioane a Centrului Expozițional Mold Expo pentru a se expune cu produse fabricate în Moldova pe diferite domenii. Vreau să vă informez că practic cele două pavilioane ale Centrului Expozițional sunt pline, nu mai avem spații liberi. Interesul este unul foarte mare și avem circa 350 de companii înregistrate. Noutatea acestui an este standul comun al companiilor italiene care au investit în Republica Moldova. Francesco Sano, reprezentantul Camerei de Comerț Moldo-Italiană, consideră Republica Moldova o țară cu perspective mari, iar instituția pe care o reprezintă a contribuit la înregistrarea întreprinderilor mici care oferă aproximativ 15.000 de locuri de muncă. Ca Camera de Comerț pot să vă spun că noi am participat în aceste ani la aducere aproximativ 300 de întreprindere care cu capital total italian sau în anumite cazuri chiar mist cu moldovenii. În ziua de astăzi avem înregistrate în Moldova circa 1400 de întreprindere care activează. Voda vine să susțină și să dea stimulente în plus pentru IMM-uri să participe la această expoziție, și anume prin programul de promovare a participării agenților economici la târguri și expoziții, care are drept obiectiv oferirea subvențiilor de participare. Acest program a fost lansat încă în anul 2012, iar prevederile actuale acestui program spun că companiile participante la expoziție pot beneficia de 100% compensare din taxa de participare sau taxa de înregistrare, ori aceasta nu poate depăși suma de 3.000 de lei, și ODA subvenționează de asemenea 50% din costul spațiului expozițional, dar nu mai mult de 5.000 lei. Expoziția națională fabricată în Moldova 2023 este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar AgroTV Moldova este partener media.
Ceapa este atât de scumpă în Filipine încât oamenii încearcă să o introducă ilegal în țară. Ceapa cultivată pe plan local costă în prezent de până la 3 ori mai mult decât puiul, potrivit Departamentului de Agricultură al țării. Pe 9 ianuarie, ceapa se vindea cu $11 pe kilogram, iar puiul putea fi cumpărat cu $4 pe kilogram. Și nici măcar nu este un record istoric. În decembrie, prețul cepei a urcat la peste $12,8 pe kilogram în piețele din Manila. Comparați acest lucru cu jumătatea anului 2021, moment în care ceapa putea fi cumpărată cu $1,9 pe kilogram. Având în vedere costurile masive, oamenii iau măsuri extreme pentru a pune mâna pe ceapă. Autoritățile locale au confiscat în 2022 ceapă de contrabandă în valoare de 9 până la 11 milioane de dolari. Rezervele de ceapă au fost găsite ascunse în cutii de haine și obiecte de uz casnic. În ianuarie, 10 membri ai echipajului care lucrau pentru Philippine Airlines au fost acuzați că au introdus în țară ceapă și fructe de contrabandă în valoare de aproximativ 40 de kilograme. Experții spun că majorarea prețului la ceapă se datorează unui val de vreme rea în țară. Filipine a fost lovită de o serie de taifunuri și furtuni tropicale în 2022 care au afectat recoltele în valoare de 10 de miliarde de pesos. Mai multe gherete dintr-un depozit din Chișinău, unde erau păstrate cisterne cu miere și alte bunuri materiale, au fost cuprinse de flăcări. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 30 ianuarie. Potrivit primelor informații din depărtare, a fost observată flacăra deschisă. Despre lichidarea arderii la fața locului au fost îndreptate 9 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că mai multe bunuri materiale din interiorul depozitului cu suprafața totală de 1000 de metri pătrați ard cu flacăra deschisă. Pompierii au reușit lichidarea completă a incendiului în scurt timp. În consecință, focul a afectat 8 gherete pe o suprafață de 96 de metri pătrați, dar și 300 de metri pătrați din acoperișul depozitului. Victime nu au fost raportate, cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite ulterior. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 24 de situații de risc. Ultima zi a lunii ianuarie ne va aduce ninsori slabe și valori termice scăzute, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Totodată, mai spun sinopticienii, marți cerul va rămâne variabil cu unele înnorări temporare care vor aduce și câteva precipitații sub formă de lapoviță sau chiar ninsoare, în special în partea de nord. Izolat vor fi condiții de polei, iar în zonele joase sau cele înalte va persista ceața densă. Vântul va bate slab și moderat. În aceste condiții, maxima resimțită la nord va urca până la minus 1 grad Celsius, iar în centrul Moldovei și în capitală până la plus 1 grad Celsius. Iar în partea de sud a țării nu va depăși plus 2 grade Celsius. Mai rece va fi însă noaptea, când minima va oscila între minus 9 grade și minus 5 grade Celsius. În următoarele zile, cerul va rămâne parțial înnorat, respectiv în unele zone ale țării s-ar putea să mai cadă câțiva fulgi de nea. Valorile termice, deși nu simțitor, vor avea o tendință pozitivă atât ziua cât și noaptea. Vântul va bate slab și moderat, potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu dolarul american, leul românesc și rubla rusească. În schimb, scade față de moneda euro. Hrivna ucraineană rămâne neschimbată, astfel pentru 31 ianuarie, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 18,76 de bani pentru un dolar cu un ban mai puțin decât luni. Moneda euro crește cu 3 bani și va costa 20,44 de bani. Hrivna ucraineană va valora 50 de bani. Leul românesc se depreciază cu un ban și va costa 4,16 bani. Rubla rusească scade cu un ban și va ajunge 26 de bani. Sunt
sunt Cristina Frolov și vă invit să descoperim împreună idei, oameni și soluții ce demonstrează că aici, în țara noastră, se poate avea o viață mai bună. Pentru că prezentul este ceea ce ne preocupă viața de zi cu zi, interesul nostru cotidian este actualitatea. Actualitatea la raport este emisiunea la care oameni din toate domeniile de activitate, indiferent de viziunile pe care le au, vin să discute subiecte actuale, ceea ce ne preocupă pe noi toți. Gabriel Furculiță și vă invit să urmăriți actualitatea la raport în fiecare zi de luni și joi de la 19:30 la Agro TV și live pe pagina noastră de Facebook Agro TV Moldova. În sport, numărul învinșilor e mult mai mare decât cel al învingătorilor. Totuși, Ion Jardin, un nume sonor din fotbalul autohton, ne spune ce gust au victoriile pe terenul de fotbal, dar și care este gustul înfrângerilor. De ce corupția este la ordinea zilei, meciurile trucate care nu sunt un mit, ci o realitate, dar și cât de consistente au fost contractele pe care le-a semnat de-a lungul anilor. Meciurile trucate sunt un mit sau o realitate în Republica Moldova? Din păcate, sunt o realitate. Casele de pariuri. Din perspectiva unui sportiv profesionist, spune-mi, te rog, care este părerea ta despre ele? Haideți să mai abordăm un subiect delicat. Există în fotbalul moldovenesc corupție și cumătrism? Desigur, este corupție. Nu este dificil să accepți această realitate că în curând, această etapă din viața ta va lua sfârșit? Eu sunt pregătit pentru a-mi încheia carieră. Nu ratați emisiunea Despre Noi Altfel, sâmbătă ora 15 și în reluare ora 21 la Agro TV Moldova.